În acest clip vom vorbi de două aplicații de făcut live pe telefon. Începem chiar acum. Dacă ești interesat de clipuri care să te învețe cum să devii primul pe YouTube sau pe Google, te invit să te abonezi la acest canal. Salut, sunt Ionuț de la Mens.ro, bun venit la un nou clip. Prima aplicație de care vă voi vorbi se numește DU Recorder. Este o aplicație foarte simplu de folosit. Este și aplicația de altfel care vă recomand să o folosiți în momentul în care faceți live. Butonul este acesta, a pornit. Vedeți că am în partea de jos, există câteva butoane. Am butonul de live. Aleg platforma pe care vreau să fac live. Deschidem aplicația. Aici voi putea să adaug titlul. De asemenea, voi putea să adaug descriere. Ok. Privată, nelistată sau publică. Modalitatea prin care fac eu live. Apoi, din setări, putem să alegem rezoluție, canalul de YouTube pe care vrem să facem live și așa mai departe, diverse setări. Aici vă las pe voi să vă jucați cu setările. După care, în momentul în care ați terminat de făcut toate setările, pur și simplu dați pe porniți și vă va porni aplicația de live, după care puteți să vă jucați, el vă va înregistra efectiv ecranul vostru și puteți să dați live exact cum doriți, fără nicio problemă. Vedeți, mai aveți aici captură de ecran, exact aceasta vă va arăta captura de ecran, adică să prindă tot ce e pe ecranul vostru. Apoi camera, vă veți, dacă porniți camera, aveți într-un colț și imaginea voastră prinsă pe camera din față și așa mai departe. Vă las pe voi să vă jucați mai mult cu această aplicație. Este o aplicație foarte ușor de folosit și vă recomand. A doua aplicație pe care vă voi arăta mi-a fost sugerată de către userul The Eagle, unul din prietenii canalului. Se numește Ace Live Streaming. Dacă vreți să faceți live direct pe canalul principal, am văzut că se conectează foarte simplu. Eu am avut o problemă cu acest lucru pentru că făceam live de pe canalul principal și atunci de pe contul principal și atunci existau niște probleme cu acesta. Vedeți, era debifat acest disable login și atunci trebuia să fac live direct pe contul de Google cu care este atașat și canalul de YouTube și nu prea mergea. Atunci ce am găsit eu, settings, și mergem pe disable login, bifăm aici și atunci voi putea să îmi fac o live stream pe orice canal voi dori eu, atâta timp cât am acest stream key, vedeți, pe care va trebui să-l fac direct din contul de YouTube. Vedeți, aveți aici setările acestea din fluxuri live, din studiul de creație, fluxuri live, transmite live acum. Veți avea configurarea codificatorului și vă trebuie această cheie a fluxului pe care o copiați în stream key și apoi o adăugați aici, dați OK și apăsați butonul acesta roșu cu acele paranteze și pur și simplu vă va porni live-ul capturând tot ce aveți pe ecran. Dacă vreți să vă prindă și imaginea voastră, bifați aici facecam și merge fără nicio problemă și această aplicație. Am testat-o, am făcut live, bineînțeles privat, dar sigur, voi puteți face setările din de aici exact cum vreți să fie acest live stream. Puteți să ajungeți la această interfață și v-am mai arătat direct de pe Google Chrome, de pe Chrome instalat pe telefonul vostru. E destul de simplu, bifați să vă dea varianta desktop a YouTube-ului și veți putea intra și să vă faceți toate setările de care aveți nevoie pentru a face live stream de pe telefonul vostru. Deci secretul este acel stream key pe care îl găsiți în contul de la Tableau de Board Life. Dacă ați învățat ceva util din acest clip și vreți să vedeți clipuri asemănătoare și pe viitor, primul pas pe care vă îndemn să-l faceți este să vă abonați la acest canal. De asemenea, dacă aveți printre prietenii voștri YouTuberi interesați de acest subiect, vă invit să distribuiți clipul și către ei, iar eu până data viitoare vă urez SEO plăcut!